Cuișoarele sunt populare datorită gustului lor puternic și beneficiilor variate pentru sănătate. Uleiul esențial de cuișoare a fost utilizat pentru tratarea unei game variate de afecțiuni de sănătate, inclusiv dureri de cap, probleme dentare, cancer, diabet și infecții microbiologice. Cuișoarele oferă beneficii suplimentare pentru sănătate, precum întărirea sistemului imunitar, susținerea ficatului și consolidarea oaselor, dar consumul lor excesiv poate avea multiple efecte negative. În acest videoclip vom analiza posibilele consecințe adverse ale consumului excesiv de cuișoare și vom furniza informații esențiale pentru a vă ajuta să luați decizii informate privind sănătatea dumneavoastră. Ce sunt cuișoarele? Cuișoarele reprezintă mugurii uscați ai florilor arborelui indonezian, Syzygium aromaticum. Datorită calităților aromatice și terapeutice, acestea sunt folosite pe scară largă în bucătărie și medicina tradițională. Cuișoarele conțin diverse substanțe chimice bioactive, printre care se numără eugenolul, care contribuie la gustul lor specific și la potențialele beneficii pentru sănătate. Însă, cum am menționat mai devreme, în acest material video vom vorbi despre efectele secundare ale consumului excesiv de cuișoare. Iată câteva posibile efecte negative pe care trebuie să le cunoașteți. Creșterea riscului de sângerare. De vină este tot eugenolul, o substanță chimică care acționează ca un anticoagulant natural. De obicei, majoritatea oamenilor nu sunt afectați, însă cei cu probleme de coagulare sau care iau medicamente anticoagulante sau antiagregante trebuie să fie vigilenți. Acest risc se aplică și în cazul procedurilor chirurgicale. Prin urmare, evitați să luați cuișoare, în special în doze mari, sau ulei de cuișoare cu cel puțin 2 săptămâni înainte de o intervenție chirurgicală. Cuișoarele pot scădea nivelul zahărului din sânge. Într-un experiment, s-a descoperit că cuișoarele au o acțiune antihiperglicemiantă de lungă durată, ceea ce este o veste bună, în special pentru persoanele care suferă de diabet. Cu toate acestea, există posibilitatea ca acești muguri să determine scăderea periculoasă a nivelului zahărului din sânge, mai ales dacă luați medicamente pentru diabet. Nu există dovezi că cuișoarele pot reduce semnificativ nivelul zahărului din sânge. Totuși, dacă luați medicamente pentru diabet, consultați medicul înainte de a utiliza cuișoarele. Reacții alergice. După cum am menționat mai devreme, cuișoarele conțin eugenol, care poate declanșa reacții alergice, precum erupții cutanate, urticărie și umflături. De asemenea, cuișoarele pot provoca dificultăți respiratorii sau alergii la anumite persoane, în special la cei care lucrează în facilități de prelucrare a condimentelor și inhalează praf de condimente. Printre cele mai comune simptome se numără iritația căilor respiratorii superioare și inferioare și scăderea funcției pulmonare. Toxicitate. Au fost înregistrate cazuri de intoxicație cu cuișoare sau ulei de cuișoare, care au determinat comă, convulsii și leziuni acute ale ficatului. De exemplu, un copil de 2 ani a luat între 5 și 10 ml de ulei de cuișoare și a nimerit într-o comă severă. Copilul a experimentat mai multe probleme medicale pe lângă comă, printre care leziuni hepatice și probleme cu coagularea sângelui. Cu toate acestea, se efectuează cercetări suplimentare privind toxicitatea uleiului de cuișoare. Există informații generale despre uleiurile esențiale, grup din care face parte și uleiul de cuișoare. Consumate în exces, uleiurile esențiale pot provoca convulsii, comă, insuficiență renală și chiar hipoglicemie. Leziuni hepatice. Cuișoarele conțin o concentrație mare de eugenol, care poate provoca leziuni hepatice în cazul consumului excesiv. Utilizarea prelungită și excesivă a cuișoarelor poate duce la leziuni hepatice și alte afecțiuni hepatice. Disconfort gastrointestinal. Consumul excesiv de cuișoare poate irita tractul gastrointestinal, determinând simptome precum disconfort gastric, greață, vomă și diaree. Dacă experimentați oricare dintre aceste simptome după consumul de cuișoare, ar trebui să reduceți cantitatea ingerată. Probleme erectile și de ejaculare. Cuișoarele pot declanșa disfuncții erectile sau ejaculare precoce la bărbați. Utilizarea regulată a unor loțiuni pe bază de plante care conțin extract de cuișoare în zona intimă poate provoca aceste complicații sexuale, determinând dificultăți majore în erecție sau ejaculare prea rapidă.
Mai mult, se sugerează că cuișoarele pot avea un impact asupra sănătății spermei. Conform unor nutriționiști, există date limitate care indică efecte adverse ale cuișoarelor asupra sănătății și mobilității spermei. Un studiu a arătat că uleiul de cuișoare avea efecte semnificativ adverse asupra mobilității și viabilității spermei. Un alt studiu a constatat că consumul excesiv de cuișoare, mai mult de 1 gram pe zi, a fost asociat cu un număr mai mic de spermatozoizi și o mobilitate redusă. Cu toate acestea, este important să subliniem că studiile menționate au fost limitate și este necesară cercetarea suplimentară pentru a susține aceste constatări. Cuișoarele sunt foarte benefice, dar așa cum este valabil pentru oricare alt aliment benefic, consumate în exces pot avea efecte negative. Prin urmare, cunoașterea limitelor adecvate de dozare pentru cuișoare este crucială. Dar câte cuișoare poți consuma într-o zi? Organizația Mondială a Sănătății recomandă o doză zilnică de 2,5 mg per 1 kg de greutate corporală de ulei de cuișoare. Orice cantitate peste această limită poate duce la probleme de sănătate. Și cam atât pentru astăzi. Sper că videoclipul v-a fost de ajutor. Vă mulțumim pentru vizionare, rămâneți sănătoși și pe curând!